Cei trei frați, doamnelor și domnilor, implicați în crima care s-a petrecut la hotelul de lux din Padina, se află în aceste momente în fața judecătorilor pentru a primi o propunere din partea instanței. Ei bine, doamnelor și domnilor, ies la iveală detalii șocante. Frații spun că ei sunt victimele, nu atacatorii. Potrivit surselor, raportul preliminar arată că victima a fost lovită de mai multe ori în zona capului și în spate cu un cuțit, nu cu o macetă, cum s-ar fi spus inițial. Amănunt are colega mea, Nicoleta Cucurescu. Bine v-am găsit. În aceste momente cei trei se află în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Asta după un șir lung de audieri. Toată dimineața ei au fost audiați de către oamenii legii pentru a afla ce s-a întâmplat mai exact în seara respectivă. Ei au o altă poveste, spun că de fapt ei au fost victimele, au fost atacați și au încercat să se apere. Apropiații bărbatului de 41 de ani care a decedat în urma loviturilor cu maceta spun însă că de fapt agresorii ar fi început să o jignească pe soția bărbatului de 41 de ani, iar el a încercat să o apere. Avem și raportul preliminar. Surse spun că bărbatul de 41 de ani ar fi fost lovit de 6 ori cu maceta, de 4 ori în zona capului și de 2 ori în spate. Loviturile au fost fatale, iar medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el. În aceste momente, soția lui este în spital, în stare de șoc. Trupul bărbatului a fost ridicat de la medicină legală, iar mâine ar urma să aibă loc în mormântarea. Rămâne așadar să vedem ce vor decide astăzi magistrații și dacă cei trei frați vor ajunge în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. Nicoleta, mulțumesc! Vrăjitoarea Sidonia, mama celor trei băieți, se află în legătură directă cu noi. Bună ziua, doamnă! Refacem legătura? Da? Ei, asta e. Probabil l-a întrebat cine-i când a sunat la telefon. Dar, atenție! La această crimă, până la urmă, căci avem o persoană decedată, despre această crimă s-a tot vorbit zilele acestea. Vrăjitoarea Sidonia este cu noi, mama celor trei băieți acuzați de crimă. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă ați vorbit cu băieții dumneavoastră și ce v-au spus. Am înțeles că voi spuneți, familia spune că băieții dumneavoastră au fost cei atacați. Sub influența orașului lui acolo, sau chiar dacă este un om mai cunoscut în lumea lor interlopă, nu am nimic. Îmi pare foarte rău ce s-a întâmplat și că acest om a decedat. Dar acolo a fost o încăierare mare, domnule, cu mulți oameni care au sărit pe copilul, pe copiii mei. Că a fost cu vreo 7-10 inși după el această persoană. Bun, dar ați aflat măcar de la ce s-au luat, de la ce a pornit scandalul? Și mai am o întrebare, știu că nu o să vă... De la dedicații, vă rog frumos, țineți-vă puțin întrebarea și ascultați. Da. Pentru că oricine să se pune în locul meu, ca mamă, sunt trei copii nevinovați, au venit să se distreze la un restaurant și au fost agresați de către această persoană în toată firea. Pur și simplu, ei sunt niște copii față de acest om. Acest om era o persoană mai mare, mai în vârstă. N-avea nicio legătură cu copiii mei. Doamnă, niște nu copii care umblau cu maceta la ei? Niște copii care umblau cu arme albe la ei? Dumneavoastră credeți că e normal? Nu au avut niciun fel de armă la ei. Nu s-au găsit și nu are niciodată mașete. Doamna Sidonia, mai sunteți cu noi? Alo? Mai sunteți Alo? Cu noi? Da, m-a spus în așteptare, da, acum da. Suntem în regulă. Dar vreau să vă întreb totuși, agresor, neagresor, cel care a murit până la urmă, a murit înjunghiat de mai multe ori. Cine l-a înjunghiat? Păi de unde să știm, domnule, adevărul? Că eu nu am fost acolo ca să vă dau detalii. În schimb, cine a fost acolo să spună adevărul că copiii mei au fost agresați? Omul acesta i-a stârnit o invidie pe copiii mei de la o dedicație. A dat o dedicație pentru un TikTok, să-și facă o dedicație un TikTok. Și acest om, am văzut și eu la televizor, a venit la microfon și dânsul s-a prezentat ca fiind sârbu, care îl știe toată lumea,
criminal, că este un criminal. Așa s-a autointitulat la microfon, dânsul personal. Domnule, ce să vă spun, sunt copleșită de durere pentru copiii mei. Nu se poate așa ceva. Rog justiția română să facă dreptate și lumină în acest caz și în acest dosar. Că sunt niște copii nevinovați după gratii. Degeaba, nu avem nimic cu acest om în comun. Absolut nu am avut și nici nu avem. Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Că datorită acestui bărbat, să spunem așa, uitați ce s-a întâmplat. Și copii după gratii și nenorocire și nici nu mai este din mâna cine știe cui. Pentru că au fost 30 de persoane, 40. Și a început încăierarea unul cu altul acolo. Cine știe cine și-o fi dat în cap. Dar am văzut pe copiii mei care este tăiat și a luat apărarea pur și simplu, venind cu cuțitul la gâtul lui. Hai să fim realiști, ca mamă vorbind. Dumneata, ce-ai face să vezi un cuțit că-ți vine la gât? Ai pune ceva aproape măcar mâna, să stai în mâna, să nu intre în inimă sau în gât. Și a intrat în degete și i s-a tăiat tendoanele. Și mâna, și gura l-a mutilat, domnule, numai în pumn, l-a anihilat. Exact a vrut să-l omoare ca și cel care i-a pus piciorul după gât, ca să-l sugrume, ca să-l nenorocească și văzând că n-a murit, a luat cuțitul să-i pună în gât. Și atunci a pus copilul mâna să se apere, oameni buni. De aceea, drept dovadă, ați văzut că-i pansat, are îngrijiri medicale. Ce să vă spun că sunt copleșită de durere pentru copiii mei? Nu se poate așa ceva. Rog pe această cale toți martorii care au văzut că copiii mei au fost agresați de acel om să vină să spună adevărul cu desăvârșire, că este Dumnezeu sus și nu-i corect ca acești copii să meargă, au fost și ei copii la distracție, să meargă după gratii. Doamnă, în primul rând, am și eu un băiat. N-au cazier, vă rog să mă ascultați ca să mă ascultați. La distracție se duce cu cuțitul după el. De clanul Fabian. Păi dumneata, știi sigur ai fost acolo și ai văzut că a avut cuțit? Domne, polițiștii, niște organe de ordine, există un procuror de caz? Nu știm, doamnă, până se elucidează cazul și până la caz contrar, nu știm. Nici eu și nici dumneavoastră. Și nu martori, putem să acuzăm. Care au declarat. Alo, m-a auzit, vă rog să mă auziți. Nu putem să facem niște acuzații asupra doamnă, niște acuzații. Copii. Eu vorbesc ce spun polițiștii. Deci există un procuror de caz, există un dosar în acest moment deschis pe numele fiilor dumneavoastră de clanul Fabian, ați auzit? Doamnă, păi iar clanul Fabian, asta înseamnă clan la dumneavoastră? Ați auzit? Atât v-am întrebat, dacă ați auzit sau nu? Păi de dumneavoastră cine sunteți, doamnă? Vă rog frumos să-mi spuneți cine sunteți. Păi dacă dumneavoastră spuneți, ne spuneți doamna nouă Sidonia, acum că stați niște pic, Magda, copii amărâți Magda, că s-au dus la o distracție și săracii copii, domne, cum au căzut ei, ei sunt practic victimele, nu acel om care a murit. Doamnă, eu atâta vă pun o întrebare. Dacă dumneavoastră ați avea copii, doamnă, să meargă copii la o distracție, la o cu petrecere, la petrecere, doamnă. Cum vi s-a cum doamnă, să sară, să fie agresat, să fie tăiat, cu îngrijiri medicale și după gratii? Cum vi s-a, cum ar veni? Doamnă, eu vreau să vă întreb, doamna Sidonia, vreau să vă întreb totuși ceva. Că mie mi se pare totuși, eu pot să empatizez cu durerea dumneavoastră și nu știu ce. Dar mi-a spus că n-ați reușit să vorbiți cu copiii și nici măcar cu martorii, dar știți că i-au pus cuțitul la gât, că ai dumneavoastră copii sunt victimele. De unde știți toate amănuntele astea? Păi domnule, de unde știm amănuntele? Păi am mai primit cât un telefon de la avocat și ne-a mai spus cât din câte ceva din dosar. Și multă lume care a fost acolo, în petrecere, da? Pentru că au fost N persoane, multă lume, au fost și prieteni, și multă lume a fost acolo, că era un hotel destul de mare, resort. Și în primul rând, noi nu suntem clan, una la mână doamna Magda, că doamna Magda vă cheamă, că am înțeles adineauri, da. Nu suntem clanul Fabian. Fabian este nu, cu toți. Am întrebat dacă ați auzit. Copii. N-am spus că sunteți. Am auzit de la televiziune. Ah, am înțeles.
Doamna Sidonia, încă o dată vă întreb. Dacă nu erau copiii dumneavoastră, stăm așa să judecăm așa. Dumneavoastră, până la urmă, cum ați fi văzut toată povestea asta? Niște băieți tineri merg la distracție la Padina, la hotel, cu cuțit la ei. Da? Așa zic anchetatorii. Și au pe dumneavoastră sunteți siguri că ați văzut acel cuțit cu ochii dumneavoastră? Doamne, eu n-am cuțit. Ce facem? Trebuie să mă duc și eu la cuțit? Da, pe masă, sau? Cred că sunt cuțite pe masă în restaurante, unde se servește o friptură, unde se servește orice la masă. Cred că pe mesele la toate restaurantele și dintre copiii dumneavoastră, să înțeleg, că asta vreți să-mi sugerați, autoapărare a pus mâna pe cuțitul de pe masă, da? Ăla de friptură. Domnule, eu nu sugerez. Acesta este adevărul. Eu aștept să se facă lumină în justiția română, să se ocupe, să elucideze acest caz. Dumnezeu este sus, să vină martorii să spună tot adevărul că mi s-au agresat copiii și au fost în apărare, s-au apărat copiii mei pentru că sunt copii față de acea persoană. Repet, nu am nimic cu persoana respectivă, Dumnezeu să o ierte și să-l odihnească. Dar uitați-vă și dumneavoastră, nu se poate așa ceva, sunt copleșită de durerea la copiii mei, pentru că îi văd agresați. Îi văd pansat, îi văd după gratis. Nu se poate așa ceva. Dar și omul să sperăm să stea după gratis. Să sperăm să stea după gratis până se va elucida cazul, că am încredere în justiția română că își va face lumină în acest caz. Căci copiii mei nu sunt vinovați. Știți că starea de legitimă apărare... Vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună. Da. O zi bună. Starea bun. De legitimă apărare nu este totuna cu provocarea. Întrebare. S-au apărat cu 6 lovituri de cuțit. Tocmai asta e legitimă apărare. Și fugăriți din restaurant au fost, există imagini de pe camerele de supraveghere, după ce au băgat cuțitul un om, omul a vrut să fugă spre mașină, a ajuns la mașină și ai băgat cuțitul de două ori. Legitima apărare presupune ca apărarea celui care este agresat să fie proporțională cu gravitatea atacului. Dacă într-adevăr victima a pus cuțitul la gâtul uneia dintre acești băieți, asta era o amenințare, o infracțiune de amenințare. Nu-l tăiase, nu-l crestase, nu băgase cuțitul în el. Ca să fie legitimă apărare, ar fi trebuit ca victima mai întâi să-l înjunghe pe unul din băieți și acela sau frații lui să reacționeze înjunghind la rândul lor victima. Ori lucrurile nu s-au întâmplat așa. Împrejurarea că i-a pus, dacă i-o fi pus cuțitul la gât, poate să reprezinte cel mult o circumstanță atenuantă a provocării, dar nu înlătură răspunderea penală. Legitima apărare este foarte greu de găsit în practică, în situații, da? Ca cineva să fie realmente în stare de legitimă acum apărare. Acum vă dați seama că mama celor trei presupuși criminal, da? E clar, acum încearcă să iasă peste tot și în căutarea unei pedepse mai blânde, o strategie că legitima apărare. Dar este adevărat că există foarte mulți martori acolo și martori aceia, printre care și vedete, nu-i așa, și influencer și așa mai departe, ar putea să spună foarte exact cum s-a întâmplat totul. Ceea ce mi se pare mie, băi, până la urmă, absolut ciudat, da? Că tot vedem ăsta, ăla e mort, drogat, stă, fostă tânără speranța sportului, stă, doarme pe nu știu ce, medic, da? Intră cu maceta și nu știu ce. Acum, ce să vezi? Să mergem noi într-un restaurant și să ne luăm cuțitele la noi așa că, băi, ne-am găsit pe masă. Deja asta este puierie. Pe masă sigur n-au găsit macete. Bine, dacă dar mai au găsit, spus un lucru la momentul la care instanța îi va aresta preventiv. E clar că acolo sunt probe directe, este vorba de infracțiunea de omor, sunt mai multe lucruri. Și